Slăvit să fie Domnul! Suntem adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos și trebuie să-L proclamăm. El are ultimul cuvânt și în rezolvarea acestui caz. Și dați-mi voie ca să mă alătur antevorbitorilor mei care au transmis mesaj direct familiei Furdui, ca în numele dumneavoastră să facem această declarație de dragoste și să le spunem Camelii și lui Petru că îi iubim, vă iubim, vă susținem și suntem alături de voi. Nu putem simți durerea voastră, dar vă asigurăm de sprijinul nostru prin rugăciunile noastre și prin astfel de manifestații. Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvânteze și cât mai curând să vă vedeți copiii din nou în familie. Din toată inima doresc să mulțumesc domnilor sau distinșilor domn parlamentari, deputat Robert Sighiartău și senator Titus Corlățean, pastorilor Liviu Axinte, Viorel Iuga, pentru cuvintele frumoase aduse aici, cuvinte de încurajare. Dânsii urmează să se retragă pentru că îi așteaptă avionul, trebuie să ajungă la Suceava pentru manifestarea sau manifestația de acolo. Le mulțumim din toată inima, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ocrotească, să ajungeți cu bine și să vă dea Dumnezeu un cuvânt potrivit în Suceava, să fie deznodământ în ceea ce noi dorim să auzim cât mai repede, și anume copiii în sânul familiei Furdui. Dacă sunteți de acord, să le spunem drum bun, să strigăm cu toții, drum bun, fraților! Vă binecuvântăm în numele Domnului, urmează grupul din Philadelphia să ne conducă în două sau trei cântări, cu timpul stăm foarte bine, urmează partea a doua, la ora 12 vom încheia, dar aș dori să înălțăm imnuri creștine spre slava lui Dumnezeu și cu toții să cântăm, conduși de grupul din Philadelphia.